Cele mai interesante, spun elevii, sunt experimentele făcute în laboratoarele Facultății de Horticultură din Craiova. Astăzi au învățat despre inocularea plantelor pe mediu de cultură. Ne luăm o pensă, deschidem placa pe plin și ne alegem explantele pe care noi ne dorim să le inoculăm. Da? Cât mai aproape de flacără. Să aveți grijă, bineînțeles, să nu vă ardeți. Da? Și asta este tot. Prelevăm cu pensa, să încercați să le puneți la distanțe cât de cât considerabile una de cealaltă, astfel încât plantuțele noastre să aibă loc să crească și să se dezvolte în vas. Copiii spun că această experiență este interesantă și distractivă, dar în același timp îi ajută și să se decide asupra facultății spre care se vor îndrepta după absolvirea liceului. Mă bucur foarte mult că am ajuns aici să fac tot felul de experimente și să văd lucruri noi, să am ce învăța din ele. Este o experiență foarte frumoasă. Cel mai mult mi-au plăcut laboratoarele, deoarece toate acele experimente și toate cursurile respective m-au ghidat cumva și am aflat foarte multe informații care mă vor ajuta cu siguranță pe viitor. Este o experiență unică pentru că este prima dată când particip într-un proiect de genul. Este o experiență frumoasă, binevenită, ne deschide noi orizonturi. Toate cursurile la care am participat m-au făcut să realizez că îmi place ramura de biologie de la Facultatea de Horticultură și este un drum pe care aș vrea să-l urmez de aici înainte. Este al doilea proiect ROSE implementat de Facultatea de Horticultură a Universității din Craiova. Din cauza restricțiilor impuse de pandemie în 2020, școala de vară nu s-a mai organizat. Anul trecut s-a desfășurat în format online și abia acum activitățile se desfășoară normal. 50 de elevi de la licee din Horezu, Târgu Jiu, Caracal și Osica de Sus vor afla ce înseamnă viața de student, dar și cum este organizat Centrul Universitar din Craiova. Derulăm cu ei activități de cursuri, ateliere, introducere în horticultură și celelalte ramuri inudite ale horticulturii, ingineria mediului, ingineria produselor alimentare, biologie și, ca urmare, ei află ce înseamnă participarea la cursuri, la ateliere, ce înseamnă un laborator de cercetare. În cadrul proiectului există și activități distractive, vizite în parcurile din Craiova, la muzee, ieșiri la cinema, dar și consiliere profesională și orientare în carieră. Școala de vară se desfășoară pe parcursul a 2 săptămâni, în perioada 11-24 iulie.